Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și El te caută prin lume suspină, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută
fugi de jertfa crucii tot mereu, că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgi. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a și te-a amăgit Satana cel smintit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit. Și te-a amăgit Satana cel smintit. Azi biserica al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vin de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese, ci le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Numai de daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine curate, cum le-a spus, cine lui primește, cu Iisus se împărtășește dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri de Satana cel smintit, ce pe creștine i-a amăgit ca un host.
pe toți de satana cel smintit, ce pe creștini a amăgit ca un hoț și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe s-a te-a dobândit, forme de secte amăgitoare, de suflete pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt, forme de secte amăgitoare, de pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de adevărul este unul pe pământ. În ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobânde. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Mâine o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe al vieții rost. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare își va lua plata după cum îi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica
nu poate fi închisă. Chiar dacă adunările se închid, de viacuri a rămas necompromisă. Chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemie sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 10 octombrie, biserica noastră dreptmăritoare face pomnirea sfinților Evlampie și Evlampia. Acești sfinți mucenici au fost pe vremea lui Maximian, când domnea în orașul Nicomidia Maxim. Pe atunci, mai mulți creștini ascunși în munte au trimis pe Sfântul Evlampie la cetate ca să le cumpere pâine, iar el, mergând, a fost prins de slujitorii idolești și, punându-l înaintea împăratului și întrebându-l, se mărturisi pe sine că este creștin. Și, intrând în capiștea idolilor, în loc să jertfească, el a poruncit idolului lui Aris să cadă și a căzut și s-a sfărâmat. Fiind el pedepsit, a venit Evlampia, sora sa, la mijloc și l-a rugat să facă rugăciune pentru dânsa ca să mărturisească și ea împreună cu el. Deci, băgându-i într-o căldare ce fierbea și rămânând nevătămați, au crezut în Hristos 200 de bărbați, cărora li s-au tăiat capetele împreună cu dânsii. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților 200 de mucenici ce s-au tăiat împreună cu Sfântul Evlampie, tot într-o această zi, biserica noastră dreptmăritoare face pomenirea părintelui nostru Vasian. Acest preacuvios părintele nostru Vasian era de la răsărit din Siria, iar în zilele împăratului Marcian a venit în Constantinopol și atât a strălucit cu faptele și cu minunile, încât împăratul a zidit o biserică într-un numele lui, care se află până astăzi. Și s-a înmulțit numărul ucenicilor până la 300, dintre care era și preacuvioasa Matroana. Deci, trăind așa și pe mulți aducând lui Dumnezeu și tămăduind boli și fiind făcător de nespuse minuni, într-o adânci bătrâneț către Domnul s-a dus. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintele nostru Teofil Mărturisitorul, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.